Știi ceva? Sunt momente așa când mai tragi câte o linie. Te gândești câte greșeli ai făcut, ce ai făcut bine, ce trebuia să faci, ce puteai să faci și n-ai făcut. Acolo e problema mare, acolo este conflictul meu cu mine față de Dumnezeu. Am făcut mult mai puțin decât mi-a dat Dumnezeu mie. M-ai înțeles? Mi-am făcut mult mai rău decât mi-a dat Dumnezeu mie. Mi-a dat sănătate, am fumat. Am fumat 42 de ani. O inconștiență groaznică cu repercusiuni grave. Da. Dumnezeu mi-a dat suficient talent încât să fi scris de două ori mai mult. N-am scris. Culmea este că zilele se duc și nu sunt recuperabile. Și sunt din ce în ce mai puține. Noi acum scădem din ceea ce vom mai avea. Da? Alea se adună, dar la ce capitol se adună? Vedeți că la o anumită vârstă, nu știu, la 40, 30, 40, 50, nu îți dai seama că e apropii de final. Nu e adevărat. Nu conștientizezi așa. Ba da, că mama mea a murit când eu aveam 11 ani și ea 33 de ani. Deci tatăl meu a murit când el avea 58 de ani. Deci eu știam ce înseamnă sfârșitul vieții, pe care îl văd, îl mă uit. Nu-i cerul Dumnezeu decât să mi-l dea sfârșitul fără durere, că în rest că murim. Vorba unui prieten al meu, era de un cinism extraordinar. Asta este, toți muriți. Da, el singur era, el era nemuritorul, da. Într-adevăr. Da. E, și eu sunt citat, apropo de vârstă, cu ceva ce am spus, ce a spus tatăl meu într-o discuție cu un prieten al lui foarte mult, jucau 66, da? Și taică mea, mă asculti? Era da? Cu 12 da. Ani mai în vârstă decât prietenul lui. Și la un moment dat îi spune, măi, titele, zice, nu mai ții minte, asul de trefla a ieșit, n-a ieșit, știi, la ce jucau ei, și ăsta persiflându-l pe taică meu. Aia, măi, tată, da, e vârsta la care taică meu, știi ceva, titele, dacă nu-ți place vârsta mea, să nu o apuci. Bun asta. Ai înțeles? Sunt citat de foarte multe lume cu chestia asta, eu am spus-o de 20 de ani, știi? Dar așa este. Vârsta poate să aibă calități în sine, intrinseci, știi? Nu așa generalizată sau generică, nu. Vârsta poate să conțină pasaje splendide, pasaje de care, în primul rând, trebuie să fii convins că ajungi la sfârșitul vieții fără să fii făcut rău cuiva voluntar. Asta e cea mai mare împăcare, să zicem, da. Pe care o poți avea cu sigur, propria persoană. Sigur că da. Nu, și cu Dumnezeu. Ajungi în față Dumnezeu. Dom'le, ai făcut rău involuntar. Printr-o gafă, printr-o bilă, mandă, bilă, ceva s-a dus acolo. Nu ești vinovat, că n-ai avut intenția. Mă înțelegi ce spun eu? Da. Nu poți să scuzi un turnător. Eu nu pot să-l scuz. Pe un turnător n-am cum să-l scuz, pentru că a turna înseamnă să vrei să faci ceva. E ceva infernal. Da. Și dacă eu în rugăciunea mea nu mă rog decât să-mi cer iertare dacă am greșit și să dea Dumnezeu și mâine să fiu un bun creștin. Știi? Că asta cuprinde tot. Cu toate cele 10 porunci și alte lucruri minunate pe care ți le oferă Dumnezeu. Da, am fost prea serios. Nu, da, ne-ați dus așa într-o zonă în care ne-ați făcut să reflectăm asupra faptelor, sigur. Trăirilor, sigur. Acțiunilor noastre, nu? Sigur. Sigur, sfatul meu inutil, pentru că nu am persoasiunea suficientă. Sfatul meu este permanent, nu fumați. Dar fiica mea fumează. N-ați reușit să o... Deci nu sunt persuasiv. Am înțeles asta, da. Asta este. Nu fiți răi degeaba. Atenție mare. Socrate, acest imens munte al înțelepciunii, a murit pentru apărându-și două principii majore. Toleranța, da? Și măsura.
Să fim toleranți și atenție mare la măsură. După depășind măsura, ieși din natural. Și dacă ieși din natural, Dumnezeu te-a creat pe tine într-un anumit fel. Eu nu vreau să fac acum, nu sunt Noica. Eu sunt un om trăit la 87 de ani.